Sâmbătă după amiază, în cartierul Muscel din Câmpina, a avut loc un accident rutier între două autovehicule. Din cercetări a reieșit faptul că o auto utilitară nu a păstrat o distanță corespunzătoare față de un alt autovehicul aflat în trafic. Nemai având timp de frânare, șoferul Dubei a intrat direct în spatele autoturismului. În urma impactului, șoferul mașinii de culoare roșie a suferit leziuni ușoare.